Salut! Bine ați venit la un nou Best of 3. Avem Geronimo vs. Alex în seara asta. Acesta este draftul. Ban pe Brindle de la Geronimo. Pick pe Chinese, Lithuanians și Indians. Iar pentru Alex, ban pe Mayans și pick pe Berbers, Persians și Magyars. Predomină sivurile de Kiev. Hai să căutăm primul meci. Place numele ăsta. Indes cam dă counter la tot. Chinese? A avut Chinese în draft? Nici nu mai știu. Da, ok. Ciudat. De obicei se dă bani la Chinese, cred că e prima oară când se și joacă. Sau Berbers sunt mai buni? Ok, plac și mie Berbers. Vedem. Avem în partea stângă, l-avem pe Alex, joacă în albastru cu Magyars, iar în partea dreaptă l-avem pe Geronimo, joacă Chinese în roșu. Destul de aproape băieții, îi despart două dealuri. Numai puțin. Am revenit. Se vede ce face Geronimo cu Chinese. Se vede în hărțile. Wow. Ce hartă are Alex. Cred că au făcut ceva la patch. Adică n-are nimic. Are doar berries aici. În rest, bă, da, nimic. Da. Să vedem harta lui Geronimo. Parcă arată un pic mai decentă. Are și lui Tamai Hill-ul, dar pe gold, pe stone. Berries, dacă o să o aleză gen așa, sunt și ele safe. Un pic de idle de la Geronimo. Continuă idle, ok, acum bagă view-ul. Și se duce în față cu scout-ul și îl și pierde la TC F. Am pins ceva? Am pins doar un deer, nu? Da, am pins. Ha? N-am pins nimic? N-am pins nimic cu Chinese. Că Alex a împins una și mai are două. F. Până acum arată bine pentru Alex. Vedem continuarea. Nu știu dacă te mai olezi în punctul ăsta. Chiar stau și fast forward, cred că sunt un pic în urmă. Se duce pe berries. Ce da Alex? 19 pop? Alex, 19 pop? What? Dacă nu împingi dios, cam ai nevoie de vreo două ferme cu Chinese, da. Arată destul de nasol. Încă nu poate să dea, dar e aproape. Poate acum?
Da, acum ceva idol. Mai puțin. Alexei Up, nu face ziduri. Vedem stable, pedal. Stable. Ok, subdal. Merge așa. Ambele cu upgrades. Și Jelly nu face ceva ce face Street Archers. Cam așa arată. Mager Scout. Violul ăsta trebuie să fie mort ușor. Da. Dead Scout? Nu, l-a lăsat să fugă. Range. Prea produce scouts, Alex. De-abia acum iasă primul scout. Se valează masiv Geronimo cu 4 villageri. 5 chiar cu ăsta de aici. Da, nu mai are până să intre? Nu mai are până să intre. Producția de arcaș, inexistentă. Calitatea la villageri. Ah, Geronimo are aproape un villager în față, e ok. Ce poți să o aleze și Alex? Ok, văd că e deschis aici. Ceva hărați pe la la garduri? Villager în față? What? Tower? Tower pe ferme aici? Oare? Ah, îi face struggle tree hop. Nu cred, ce tare. Palisada? Go scouts. De asta nu las nu las copac în zid. Quick calls. Hai că i-au ieșit până acum. Doi villager prin afară, trebuie să fie doi villager morți. Bloc cu scout-ul, măcar unul mort. Da. Nice. Și Geronimo are doi archer și doi spearmen. N-ar trebui să lupte aici. Da. Între timp, mai are până construiește situ. Un scout low HP și un 3 sarturi, deci în total un scout. Hai, vilul ăsta poate. Dacă e atent, că mai poate să ia un villager, dar e destul de greu. Măcar îl distrage pe Geronimo, care e cu 2 villageri în spate cu Chinese. Nice. Nice quick call de la Geronimo. Păi a doi scouts o să costeze foarte mult timp. Hai să vedem, deocamdată. Deocamdată e atent. Te provoacă idle time. Armata asta nu se duce în față, stă acasă să se apere. Dar presupun că o să, la un moment dat nu se mai uită la aici, o să moară for free. Dar măcar și-au făcut treaba, să zic așa.
Da, a venit momentul. A? Încă nu. Ok. Încă se uită la ei. Ce face acasă? Face archer range. Și avem wheelbarrow de la Geronimo. Poate villager-ul ăsta de la casă? Da, commit. Am trebuit să moară. Nice. Destul de multă valoare de la cei scauți. Alex e up? Da, e up. Și pune ranges. Eventual un CA switch, cred. Cred că de departe e Geronimo de Castle, destul de departe are 350 de food și 14 ferme. Geronimo oare știe unde e Alex? Știe că i-a murit scout-ul. Mi se pare un pic ciudățel pathing-ul. Se pare că ocolește un pic, adică ar trebui să o ia așa, către baza lui. Ha? De ce a ajuns pe aici? Ah, ok, hai că s-au reorientat băieții. Păi Alex ia până ajunge Geronimo la baza lui. Să vedem dacă are și Alex Gauro. Nu știu aici, la stable, dar nu, cum arată palisada asta aici, n-ar trebui să fie. Destul de periculos să faci zid pe deal, așa. A ajuns armatorul Geronimo. A ajuns ca să plece. 3 range-uri, scoate CA, Alex. Botkin. Între timp 2 și Geronimo up. Și are puțin pe gold, doar 3 pe gold. Interesantă abordarea. Că face skirmish, nu știu ce are și puțin. Ah, nu, continuă producția de arcași. Hai că are 6 acum. Da, trebuie să fie ok. Deja 6 CA de la Alex. Mai era un alt woodline, chiar mai are woodline și aici. Ce târziu intră Geronimo în castle? Da, păi a primit destul de mult damage. Copacul ăla l-a costat foarte mult. Se e în woodline, să vedem dacă ia un villager, primul villager, al doilea. Da. Dacă venești cu siege în față, hai să vedem. Nu vine cu siege în față, prioritizează balistic, se pare, cu toate că nu prea are resurse, văd că e cu resursele la maxim, Alex, îmi place să văd asta, e destul de eficient. Să vedem ce face Geronimo, al doilea TC instant și rămâne pe Archer Production. Se bate înainte de upgrades. Ar trebui să ia Alex fight-ul ăsta. Orice Archer pe care îl omori nu e crossbow. Da, nu știu ce se bate Geronimo. În orice caz, intră în curând și lui upgrade-ul. Are deja botkin, intră crossbow. Pune university și el aproape la maxim cu resursele. Pic ineficient woodline-ul ăsta, dar e ok.
19 CA cu Ballistics acum versus 18 Crossbow. Prea mai produce Alex. Să economia arată destul de bine. Nu mai a 2 Vilgeri, 3 chiar aici. 47 de Vilgeri la 36 arată destul de bine pentru Alex. Ce avem aici? Un spot care stă degeaba. Skirmisher și Crossbow. Da, ar fi mers sigilul în față. Cred că ai dreptate, Timi, ar fi mers sigilul destul de bine. Să vedem fight-ul de pe deal. Un pic aiurea la unit control pentru Alex. Vai, splits una alta, te joci. Pro players. De-abia acum vedem Sage-ul. Îl pune acasă. Lumea scor diferența? Da. Dar genul nu are două TC-uri, Alex a rămas pe unul. Outpost la Woodline. Asta îmi place, dar cred că trebuie mai într-o parte aici, ai vrea să pui Lumber Camp. Zic și eu. Să vedem. Xbox în la gold. Și ăla e singur gold al lui Alex. Ce face? Ah, ziduri în spate. Scorpioane. Să moară câțiva villager aici. Are noroc că nu are ballistics. Da? Dintr-o dată ar trebui pentru Geronimo, să vedem dacă e de ajuns. De ce nu m-am gândit? Nu știu. Îi plac lui ale scorpionele. Da? Hai să vedem. Încă face scorpioane. Se întoarce cu armata. Hai că e bine, dau bine și scorpionele. Au mai murit 2 villageri, mai mor încă 3. Nice split de la Geronimo. Să vedem, s-ar putea să curețe? Nu. Un misclip probabil de la Geronimo. Ce se întâmplă aici? Mi se pare mie sau Alex dă throw? A jucat timp pe calul până aici? Cam așa pare. Hai că intră și el în bază. Să vedem dacă curăță armata asta. Nu cred că o să curățe. Mai mare câțiva, în sfârșit în mangonelă. Alergă cu villagerii. Nebuneală. Aici care pe care. O să cușige CA. Și atacă un Lumber Camp. Egalitate la villager. A revenit Geronimo. În joc. Cu toate astea este 1000 de puncte diferență. KD. Alex a omorât dublu aproape. Bun, a curățat și Alex în bază, mai are un skirmisher aici, în rest se stabilizează. 3 stables, 2 TC-uri de la Alex. Geronimo rămâne pe 2. Mangandul ăla era pe attack ground. Bun, reluăm jocul. De aici încolo orice se poate întâmpla. Și villager diferență pentru Alex, dar 7 idle. 3 aici, 1 aici.
Curios dacă a apucat Geronimo să-și ia Ballistix. Nu, Geronimo nu are Ballistix, ok. Greșeală să pună 3 stables, că nu își permite nimic. Hai să vedem. Păi da, nici n-a scos nimic de când le-am pus. Că e un pic cam tare muzica de la joc. Outpost. Ok, avem 4 stables, drale, și încep să scoată knights. 3 timp pe coroana lui Geronimo, un pic idle. Dar mai multe ferme Alex, dar merge pe knights. Să vedem oare oare reușește Alex să termină jocul cu Knights? Destul de mare bolul ăsta de crossbow. Aproape 30, mă rog, 29. Cu skirmisherul ăsta, vedem fight-ul. A jucat mai bine Geronimo aici la micro. Da, mangonela lui a dat pe CA, iar mangonela lui Alex au dat pe lângă. Da, foarte bine jucat. Nice cu plus 2 că sunt mai chiar și doar plus 1. Dar sunt destul de low HP crossbows. Trebuie să curățe Alex aici. Tampering acum de la Geronimo. Și are 0 pe gold. Nu mai are gold în bază? Nu mai are. Oare pe ăsta îl vede? Ia să vedem. Da, hai că îl vede pe ăsta. Și le vede și pe cele două de aici. Da, arată în ce mai bine pentru Alex. Cred că a fost foarte rău să uite pe Knights. Bine. Uai, ce gaură. Castel defensiv de la Geronimo, să vedem dacă apucă să-l facă. Intră plus 2 la Alex, are plus 2, plus 2. Și deja poate să dea dive la TC să facă ce vrea. Un de villager la 75. Dublu KD pentru Alex. Quick call? Aproape. Nu termină castelul? Așa, du-te pe castel. 1-0 Alex. Frumos. Prea Messi. Da. Prea Messi. Bine descris de către Geronimo. Putea să meargă de lei înainte și câștiga la ce avantaj avea. Da, păi asta. Normal n-ar trebui să funcționeze switch-ul ăsta pe nice, dar și-a permis pentru că era în față.
Da. GG, avem 1-0. Să vedem draft-ul. Deci Jerome m-a pierdut cu Chinese și Alex a câștigat cu Maghiars. Mai avem Lithuanians și mai avem Lithuanians și Indians pentru Geronimo și Berber și Persians pentru Alex. Parcă îmi plac mai mult sigurile lui Geronimo. Cu Indians poți să dai counter și la Berber și la Persians. Iar Lithuanians dacă e relics poți să dai counter la orice. Aproape, în teorie. Bine, Berbers. Place și Berbers. Ai... Poți scoți nice foarte ușor în castle. Hai să vedem. Avem un joc 2? Sau nu avem? Avem Persians Lithuanians. Nu prea-mi plac Persians sincer, dar nu e un sivru rău. Bun. Avem partea stângă pe Geronimo. Joacă în roșu cu Lithuanians. Iar în partea dreaptă, Alex joacă în albastru cu Persians. Hai să vedem hărțile. De data asta o hartă destul de bună. Blackberries, Blackstone, dar din nou gold în față. La baza unui deal. Destul de ușor să primești agresiune. Vedem zidul, nu știu, poate să le fac cumva mai larg. Nu are alt pe gold. Da. La Geronimo. Goldul ăsta poate să fie destul de safe. Depinde cum se oalează. Backstone. Berries. Destul de ok. Îmi place mai mult hartul Geronimo. Dealul ăsta are doar un stone la baza lui. Scuroși ce build are Geronimo cu... Lithuanians. Poate vedem un draș? Sau vedem scouts? Începe Alex să împingă prima căprioară. Se duce cu villagerul după porc. Avem 3 pe wood. Scouts confirm. Avem 4 pe wood. Draj confirm. Să vedem. Menatar poate. Lithuanians cred că pot să facă și un menatar mentor și ar fi destul de ok. Și să vină în un castle cu knights, dacă e un late castle. Sau mă rog, later castle. Prinde Alex a doua căprioară. Se vede la Geronimo. Câte sunt? 3. Deci n-am prins nimic. N-am prins nimic, vedem baraca.
Drush confirmed. Ia ceva HP damage pe scout. O să aibă nevoie de el dacă face drush. Da, drush. E cam târziu porcul ăsta la Alex. Dar asta pe deer e ok. Cred că poate să dea. Să vedem. Da, da, până ia și lumul, e ok. Al doilea Lumber Camp. Să vedem dacă pe Alex, Alex trash-ul. Trap, 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 trap. Ah. Nice try. Aoleu, și n-are lum. Da. Să vedem, reușește. Wow, câte free hits de la villager, nu reușește. Între timp, aici vine drush-ul. Să vedem noi ce vede Alex. Pe cam departe barracks-ul ăsta. Să vedem quick calls? Da. Ce lipsă de wall-uri în match-ul ăsta? Hai să vedem, ar trebui să fie un villager mor sigur. Eventual și al doilea. Da, mai mor un villager sigur, poate și al treilea. Da, vreau să-l duc la TC. Încă un hit. Da, e ok. Ce-a pierdut doi villager Alex? A? Da, doi villager. Dar la un drag și destul de mult damage. Unde avem full boss, minutul 7? De obicei la meciurile mele. Băieții, așa cum ai deschis, e mai ok să joci deschis. Nu știu, așa zic jucătorii mai buni. Mie-mi place să mă alez. Hai să vedem grăsun. Bine, Alex a încercat să o alez, dar totuși a luat omul în draș, știi? Nu prea... prea poți să te o alez când îți iei un draș. Opt villager diferență. Ah, face FC Geronimo. FC cu Lithuanians. Deci drash FC. Nice. Dar încă nu e wallat. Și doi scouts sunt pe drum. Mai facem un pic de idle la villager. Nu văd weak wills decât cei doi de sub TC. Ce ar trebui să fie ok. Poate asta de la zid? Da. Bloc? N-are lum! S-a dus up fără lum. Dar păcat că Alex are doar 2 scouts, atât își permite. Nu știu, a luat. Wow, e haos la Alex. Uite unde ia vaca, mai are una. Dar e un pic de haos și la Geronimo, mai pierd un villa scout. Nu știu dacă e bine să te bați acolo. Ok, mai pierd un villa. Hai că a meritat. Acum dă lum. Și nu poate să drap.
Nu are cum să dea cu 10 pe food și doar 2 pe gold. Nu, 2 în ăsta. Așa. Cui call? Ia să vedem. Mai pierde unul. I-a dat dealul. Nu cred, mai pierde unul. Nu! L-a lăsat în pace. Nice, ok. Cui call? Salvează cu 1 HP. Unde se duce lungerul ăsta? Pro cui calling? Yep. Să vedem cum mai arată economia lui Geronimo. Nu prea bine. Îi mai trebuie mult până să ajungă up. Dar nici al lui Alex nu e... Nu e wow, a pierdut 3 villager Alex. Se valează și el. Asta e blocat aici de ceva timp chiar. Cred că nu-l mai vede Geronimo. Pune market. Câți zile ai? Alex, minte. Minte, Alex, zic că ai 35. Prea de treabă, Alex. Aș fi zis că am 40 în locul lui. E clar că se gândește să dea resign. Da. Castle de la Geronimo 35%. Iar la Alex avem wheelbarrow și va mai dura până e și el în castle. Încă nu ai eliberat villager-ul ăsta. Păcat. Putea să mai aibă încă unul care muncește. Ah, ok, hai că îl ajută Alex, îi atrage atenția către villager. Nici acum nu-l vede. Adică ai venit și ai pus casa aici. Nu vezi o... Nu vezi villagerul ăsta de aici? Ok. Trei villages down, Alex? Da. Trei villages la un draș. Și scout-ul era 17 HP, cam așa. Ca idee. Ha? A pus încă două stable și acum se răzgândește? Holy walls! Șase villager la wall. Mă mir că nu sunt stone-ul, sincer. Ce avem de la Geronimo? Avem mănăstire și două stable-uri. Punctul ăsta cred că o să fac camels, Alex. Vedem, nu pare să aibă găuri pe niciunde. Camels? Camels, ok. De-abia acum de Bloodline, un pic am târziu.
Household în spate, mănăstire defensivă. Între timp Geronimo ia relix. Ia să vedem câte vede. Vede doar un relic până acum. Și se duce să-l ia. 5 cheamuri. Fără upgrades. Austrul în spate la Alex. Șase camel. Să vedem upgrade-uri pe Knights, doar plus un armură. Geronim ia prima relicvă. Și trimite un monk aici. Și la... imediat lângă este o mănăstire. E o mănăstire, este o relicvă. Deci destul de norocos Geronimo, dacă trimite un monk aici. Primul upgrade de la Alex, intră plus un atac. Cum arată economia? Cam în calitate la Ranger. One TC pentru Alex. One TC pentru Geronimo. Mai vede Geronimo două relix în partea asta. Ce noroc are aici. Imediat o să-mi găsească relicul. Da. Și nu-l vedea până acum. Da, l-a găsit. Knights omoară un monk. Knights. Da, a făcut și ceva Knights. Alex. Să vedem în total 12 Knights pentru Geronimo și 9 Camille și încă 2 Knights pentru Alex. I-a dat drop la relic pentru un conversion. Continuare doar plus 1 pentru Alex, plus 1 plus 1 de la Geronimo. Câștigă Geronimo fight-ul ăsta destul de convingător. Și cu a doua relicvă deja arată din ce în ce mai bine pentru Geronimo. Alex stă cu scout-ul pe relicva asta. Are 3 relix aproape de el, Alex, totuși. Nu poate să se plângă de asta. Ce să ia și el primul relic. Nu vede Geronimo relic asta? Nu o vede, ok. A trebuit să mai da heal la Knights. Da. Avem al doilea TC la Geronimo. Și Alex e tot pe un singur TC. Egalitate la Villager, 50. Oarecum egalitate la Army, 20 la 19. Dar Geronimo are plus 2 de la două relic și prima armură. Din ce Alex are doar plus 1. Să vedem, mai am un fight. Mai pune un stable. 4 stable-uri. Ok. Alex ia 2 relic. Se
singurului care încă mai este disputat este acesta din dreapta. E traficul aglomerat în zona asta. Conversion? Nu. Bun, Geronimo ia alterarea relic. Și Alex scoate în continuare Camille. 15 Knights. Și o Camille de la Geronimo. Are mai multe numere Alex în punctul ăsta. Și cam în calitate la Villager. De când să chinui moncul ăsta să aducă relic? Trebuia să treacă în TC Geronimo și cu Pykes? Da. Încă se chinui. Hai, acum e cale liberă. O să fie Knights cu plus 4 și plus 2 armură în curând. După ce vine și ultima relicvă. Într-un total de 3 la Geronimo. 3 relics pentru Lituanian. Nu cred că e așa rău. Ok, TC. M-aș da la un castle drop, dar... șase monks, poți să lași pe ăsta. 8 monks de la Alex. Plus 2 atac. Începe Geronimo să ia un pic de vil, 4 vils din 2 TC-uri. Și castel defensiv de la Geronimo. Vedem. 31 de Knights. Monk micro, foarte important. Nu mi se pare. Da, au dat toți într-o singură unitate. Cred că câștigă Alex bătălia. Da. A avut mai multe numere. Și cu castelul ce s-a întâmplat, i-a dat genul de lead, ok. A avut mai multe numere, dar Geronimo a avut mai multe upgrades. Și câștigă Geronimo. La limită, dar... da. Dar rămâne cu 10 knights, ceea ce e destul de bine. Retrimite pentru castel? Da. Și-l pune în față acum. Nice. Direct pe goldul lui Alex aici. Switch pe pikeman de la Alex. GG? Încă nu. Să vedem. 3 village diferență. Knights iese ăștia cu plus 4, plus 2. Dau bine. Nouă Camille de la Alex. Și vedem castelul. Posibil... da, intră aici. Quick call? Sau nu? Da, e din ce în ce mai rău pentru Alex. E din ce în ce mai rău. Wheelbarrow de la Geronimo. Let's go.
Toate clădirile lui de producție sunt aici în față. Izala Castel, alea de pe Goldul ăsta. Să vedem, face Leitis? Camille contra Castle Fire. Nu e cel mai ok lucru din lume, dar... Da. Double Siege Workshop. Probabil vrea să fac un rampuș. 15 villager diferență. Să vedem economia lui Geronimo. Pune al treilea TSF. Ocolez mulți villageri ăștia, dar la urmă o să-l pună. Da, nu știu dacă o să iasă rampușul. Wow, dau knights ăștia de distrug și buildings. Da. Pare jocul lui Geron, nu mă sincer. Bună poziția în fața la villageri. Armata mai bună. Switch-ul de pikeman pentru Alex începe acum să intre însă. Și vedem fletching de la Geronimo, deci posibil un switch în ceva de range. Archer sau skirmisher? Cred că skirm ar fi ok. Sau mai pune un caster, dacă îl pun aici. Tretisiul la Geronimo. Al patrulea de la Alex în curând. Apucă Alex așa upgrade-ul pentru pikeman? Eu zic că nu. Încă un tensiune de la Geronimo și castel defensiv aici. L-aș fi pus aici, unde sunt knights-ii. Stonewall sunt sfatele la Alex. Posibil să deschidă poarta asta. S-a mai întâmplat până acum. A, are o palisadă în față, e ok. Pikeman cu plus 2. 19 pikeman. Te poți apăra cu pikeman, ceea ce e destul de ok, dar nu prea poți să ataci. 101 villager la 76. Mulți villager idle de la Alex. Și Geronimo imp, pune ranges acasă. 30 pe gold. Da. Un drake destul de bun aici. Ia 6-7 villager lejer. Da, dar TC-ul jos. Cu toate că e de Persians. Deci pierzi dublu timp ca să omori un TC de Persians, dar... Să vedem, vin pikemanii. Da, n-are timp să doboare TC-ul. Deci 4 TC-uri de la Alex și 4 și de la Geronimo. Care e unitatea? Ce produce Geronimo? Deocamdată nimic. Mai pune un castel.
Ăsta e nasul rău. Dacă ridică, are 25 de knights. Eventual un quick call frumos, nici nu e voie să te bați cu knights-ii. Da, acum trebuie să te bați cu knights-ii. Sau să renunți la idee. Knights cu plus 5. Nice. ...70%, 80% Imp, 90% GG. Avem 1-1. Bine jucat la Geronimo. S-a dus după Relix. L-a ajutat mult în bătălie Relix. Da, nu știu ce a vrut să facă, are scoată de asiege orice apuri, că nu prea l-au ajutat, dar... CKD 144 la 73, 69 la 146. Bun, avem 1-1. Să vedem draft-ul. Deci mai avem Indians și Berbers. Geronimo mai are Indians și Alex mai are Berbers. Da. O să fie greu să vedem. Trebuie să aplicăm un mic timeout în chat, imediat. S-a rezolvat. Avem jocul 3. Da, încă nu găsesc jocul, poate au o pauză. Am găsit și ultimul meci.
1 minut și 30 de secunde timeout, ok. Să vedem. Da. Să vedem ce meci mai avem după ăsta. Mi se pare că mai avem un set. Trebuia să înceapă. A, la 21 avem Grăsun vs. Vlad. Da. Mai e până atunci. Deci nu ne suprapunem, e ok. Încă 15 secunde. Avem partea stângă pe Alex, joacă în albastru cu Purpurs. Iar în partea dreaptă, Geronimo joacă în roșu cu Indians. Vedem hărțile. Berries. Cred că poate să le cuprindă în pază. Tone și Gold, mai lateral. Și Gold în spate woodline-ul, deci ar trebui să fie safe. La Alex avem back gold, back stone, 4 berries, dar overall o hartă destul de bună. Meciul decisiv în set. Îmi plac Barbers, dar nu știu dacă versus Indians. Arată scout build de la Alex până acum. Și la fel și de la Geronimo. Am prins o coprioară Geronimo, iar Alex împinge acum pe a doua. Încep seed-urile de la Alex destul de vreme. Este 1 minut 4. Oare se așteaptă la un draj cu Indian sau? Da, ok, totuși e cu un singur villager. Se zice că poate merită.
singur deer de la Geronimo și s-a dus în față. What? De ce nu l-a luat? Trebuia să ia la... să ia... vacile astea. A fost la un tai, diferență de ele. Da, probabil a fost aproape și villager-ul. Calitatea la villageri. Nu avem mai idle time până acum. Ok, quick calls, nice. Vreau să zic că villager nu are loom și e posibil să mor la scout, dar... a anticipat și Alex asta. Ce face Geronimo? Minotar? Tu că dă 22 pop. Arată Minotar de la Geronimo. Minotar scouts eventual? Asta era mai aproape. Dacă trimiți doar unul. Dar e ok. Alex e up. 20 pop. N-o se lasă, băieți. Da, bravo. Borba villager totuși a ajuns repede la ceilalți. Zid de partea stângă, în partea dreaptă. Și avem Minotaur? Da, avem Minotaur de la Geronimo. Un pic de aglomerație la woodline-ul ăsta. Hai că a rezolvat-o, e atent. Destul de mult harass la villager cu scout-ul. Bine a jucat la Geronimo până acum. Și de obicei când e atât de activ scout-ul și atât de devreme urmează Minotaur sau Drash. Mai ales că s-a ales doar în partea asta. Nu știu dacă... asta e construit? Da, văd că are armura. Cred că e un bug. Mora. Da, intră Minotaur pe aici. Nu a turnat zidul Alex, cu toate că a început foarte devreme. Stable. Palisadă pentru bloc. Nice. Dar e deschis în partea asta. Quick calls. Villager ai de la woodline de ceva timp. E ok. A intrat Minotaur upgrade. Face palisad gate-urile astea până la capăt. Cred că nu a fost atent, nu cred că asta a vrut să facă. Da, a leșit de delete, ok. 60 de wood cheltuit. Bun, și acum ai Minotaur în bază. Plus un scout. Și doar un scout în față și cam atât. Bun, măcar au omorât scout-ul, deci poate să mai primească bloc la villager, cel puțin nu așa de ușor. Zidori la woodline. Ok, e full world aici. Este? Da, este ok. Trimite scouts în față, 3 scouts. Geronimo încă e deschis. Și la Beres și aici. Bine, și toată partea asta. Să vedem, Spearman în defense, ar trebui să iau un villager. Sau nu? Spre timp, mă atac la Beres. A ales să nu atace Geronimo. Ok, se întorce.
acel range de la Alex. Păsim un villager mort. Și bag în TC numai atent. Ok, nice blitz. Really nice. Upgrades de la Alex. Are 3 scouts pe care nu-i folosește. Ok, acum s-au reactivat. Villager față Geronimo. KD 2-2. N-are nici măcar Spearman în zona asta. Are un singur Spearman. Geronimo acum scoate pe al doilea. Nu atace așa, îi pui în fața Villager întâi. Dar e ok, nu-i atent. Încă un Villager. Încă un Villager. Ah, ok, e atent acasă. Oh, a intrat în woodline. Mai mare unul. Ce măcel. 3 Villager în față pentru Geronimo. Se pierde scouții. Mă rog, mai are 2 acum. Arată bine pentru Geronimo. Cred să-mi trebuie de bază. Nu știu dacă meritea să trimis 3 Villager de la Woodline de aici. Să curăț un meritan cu 3 HP, dar mă rog, 6 cât avea. Măcar acum nu mai are nimic în bază. 2 Villager diferență? Parcă erau mai mulți. A dat Geronimo Wilbur-ul? Nu a dat. Interesant. Parcă erau vreo 5. E ok, Alex e housed. Da. Skirmisher fără armură contra Spearman și 4 Archers. Archers cu Fledging. Încearcă și Geronimo să termine zidul. Nu prea-mi place cum se valează aici, e foarte scurt la gold-ul ăsta, dar... măcar se valează. 5 scărmișeri. Alex House din nou. Dă-și la armura. Wilbur-ul de la Geronimo. Da, nici zidul ăsta nu mă dă pe spate. Ar fi trebuit să pun aici ceva și era de ajuns. Grăbește Geronimo zidul. Da, e full walled. Comică gaură aici, dar e ok. Suntem în partea asta. 6 skirmisheri. S-a apărat bine Alex și dă-și al Wilbur-ul. Și flecem de la Alex. Patru villager diferență. Alex a tot fost house de vreo două ori. Luna 4 să termine cu meciul între Grăsun și Vlad? Da, Manning, mă mir că știi. Da. Meciul între Grăsun și Vlad, setul dintre Grăsun și Vlad mai exact, că este un set, nu doar un meci. O să termine atunci. Runda 4 și o să dăm brachet pentru runda 5. Și după joacă doar top 8 mai departe.
Încearcă scouții să găsească ceva damage. Ai atac Gaura. Bine, mai avea una aici, dar ok. Trebuie să facă dive pe villager-ul ăsta. Nu. Na, ok, ai shit. Avem, între timp avem castle de la ambii. Alex e cu 5% mai rapid. Drăguț din partea lui Alex, l-a ajutat pe Geronimo să facă ambele găuri și asta de aici și cea din Moonline. Double stable de la Geronimo. O să vedem. Alex observă double stable? Nu observă. Dar, na. Te aștepți de la Indian să facă, camels, mai ales versus Cavsip. Foarte mulți pe stone de la Alexandra face camel archer. Ok. Produce mult mai repede din stables decât din castle. Dar... What? Misclick? Poate a avut nevoie să... Nu știu vreau să zic. Da, castle mai și apără o parte din bază, poate... Da, nu știu dacă asta e partea cea mai importantă. Măcar între resurse, cumva. Mă rog, să zicem că e pentru producție. Ok, se bate înainte de upgrades aici. Destul de bine. Dar oricum... nu rămâne niciunul dintre ei pe aceste unități, deci... e ok să facă trade. Vreau să iei un trade cât mai bun, dar... ce face Geronimo. Al doilea TC și al treilea stable. Corecție, al treilea TC și al treilea stable. Și arată bine și economia, mai puțin partea cu gold-ul. Cred că a luat villager de la gold să trimită să facă TC-ul ăsta și nu prea vrea asta. Așa de devreme în castle aici vreau să muncească pe gold. Dar e ok. După ce o să termină TC-ul, o să se întoarcă la muncă pe gold. A dat crossbow upgrade Geronimo pentru 4 crossbow. Pentru 4 archer s-a dat crossbow upgrade. Ok. Să vedem cum se descurcă Camarcher vs. Camille. Cred că destul de bine. Da, până la urmă sunt range, Camille cam ori la range. Trebuie să fie ok. Curăța C4 crossbow. 6 camel archers versus 9 camile. Asta dacă ajung de aproape, dau damage? Dau damage destul de bun. Black sticks pentru Alex, o să fiu mai ușor cu micro. Și pare stone de un castel aproape. Bine, l-a folosit la gate-ul ăsta și mai trebuie 2 stone, dar... Între timp, e și Geronimo pe stone și a revenit cu gold-ul. Și... ia să vedem, produce din 3 DC-uri și 3 stables?
Nu, producem 3 TC-uri și cam atât. Destul de ciudată, să zic. Deci, destul de ciudat setup-ul lui Geronimo. Dar au văzut, Alex, că mi-a lipsește stone. Gata, vedem castelul pe aici, pe undeva. Se curizează și zona asta. Archer range, ok. Vedem fight-ul. Care e numele, Alex? Dar nici de rău. 13 cămile, mai scoate încă 4 acum. Al patrulea TC. A, de curios, e în față. 67,51 e în față, rău. Bani, Indian TCs. Sunt villageri mai ieftini. De ce nu pune Alex cel al doilea castel? Are nevoie de el pentru producție. Și are stone. Adaugă și skirmisher, Geronimo. A văzut că nu prea e ușor să dai counter la Kemalecer. De-abia acum pune castelul Alex. Și mai restul de încă unul aproape. Să vedem fight-ul. Da, îl prinde acolo Geronimo. După ce avea unități puține, că a produs dintr-un singur castel, acum l-au și prins jurul, mai are 10 chema la cer. Să vedem acasă. Ok, încă 6 în castel. Camele cu plus 3. În curând și plus 2 atac. Observ celălalt de la castel. Punctul ăsta, gen, nu cred că ar trebui să ducă up to imp. Oh. 25 de camile contra 16 camel archer. Stone-ul și case de la Alex mai peste tot. Pune și un TC în dreapta, cel de-al doilea TC pentru el. Mai multe stone walls. Prețem vine cu Camel Archer. Ia să ne deschide poarta aici. Că începe să producă, dar 96 de village la 61. Ce fac? 4 TC-uri. Da. Și Geronimo are resurse de imp. Stone de castel. În curând al 5-lea TC. Da, click up de la Geronimo. Și nu e nici Alex foarte departe, dar are puțin pe food. Codul line-ul ăsta un pic ineficient. Ok, încă un castel aici. Îmi place castelul ăsta și protejează partea asta. Apăsei. Tamring și Elite Skirmisher de la Geronimo. 14 skirmisheri. 27 de
Camel Archer. Da, s-a putut înainte de upgrades, Geronimo. Nu arată prea bine pentru el lupta asta. Dar are caster defensiv, e up to imp. Da, și ales click up. Și avem un total 32 de Camel Archer versus 23 de Camille și ceva skirmisheri. Scoate din 3 castele acum Alex. Sau ce să facă raid în zona asta? Poate trebuie instant, Geronimo. Și Heavy Camel. Place outpost-ul ăsta de la Alex. Iar noi 3-1 în partea asta. Să vedem, alege-se fight-ul. O să vreau zice release skirmisher. Fără a doua armura și cu atac de castle. Ok. Cine pune castle-ul ăsta? Alex? Ah, i-a dat delete, ok. Era de la cerul, nu cred. Să vedem. Ce upgrades protejează Alex? Bracer, Chemistry și Heavy Blow. Invilgeri, pun castel. Ok, îl pune la baza dealului. Interesantă decizie, că poate să fie trap de pe dealul ăsta. Și oarecum trapurile protejate de către castel. Nu-mi place castelul ăsta. Dă Invilger și acum dă-i în castel repede. A intrat Bracer. Dar a intrat și Heavy Camel. 26 de Elite Skirmisher plus Camille. Da, se ridică castelul ăsta. O 115 Invilger la 77. Vine cu trap în față. Are și Alex două traps. Mai produce încă două. Mai produce o grămadă, chiar. Da, și acum Alex dă de pedal. Da. Partea asta nu-mi place, a castelului. Face dive la traps. Cred că se merită. Da. Face și Jordan un dive. Ia un trap. E atât de aproape meciul. Da, Jordan m-a pierdut castelul însă. Switch pe Knights, asta îmi place. Asta îmi place de la Alex. Cu toate că adversarul are Heavy Camel. Da, dar se ocupă destul de bine de skirmisheri. ...34 de villager diferență. Mai mult armii de la Alex însă. Mai pierde un trap. Mai pierdem încă două trebs pe gratis.
Nu știu ce a fost asta. A, da, clip pe castel, ok. Să mai trebuie și armată. Ce vedem aici? TC, ok. Outpost de la Alex. Îmi place? Într-un map control? Mă rog, map vision. Ce, ce KD are Alex totuși, 140 la 61. Foarte multe ferme. Din păcate nu e cămar așa, că ar trebui să pună și un mil pe aici pe undeva. Destul de strâns meciul ăsta. Se vede că e meci decisiv. Camel Skirm de la, de la Geronimo. Și Camel Archer Knights de la Alex. Am învățat Alex să facă ferme ca mine, frumos meci. Da, ăștia sunt 90 farms, dar măcar face ferme. Nu, te duci cu Knights așa, așa de în față, dar e ok. Mai are, mai vin. Să vedem. Da, are husar. De ce nu face husar, Alex? De ce face Knights? Asta am înțeles. De ce double gold lunet? Cred că și husar ar putea să facă aceeași chestie. Să se ocupe de scărmișeri. Mai face și raid. Oricum și Knights și husarii mor la, la heavy camel, dar... Aaa, ah, Geronimo n-a avut balistic până acum. Trebuie să pierdă treble. Salvează pentru, până, pentru momentul Geronimo Castelo. Camel Archer dau încă mile și... Knights în skirmisher, dar mai ești castel aici. Încă este echilibrat meciul. Deci nu mai are mult stone, poate să mai pună castele. Alex nu prea mai are. Knights fără armură? Da, sincer nu înțeleg de ce Knights. De ce nu sari? De ce vrei double gold unit când tu nu prea mai ai gold? Ei se cam duce timerul, să zic așa. Eu zic că arată în ce în ce mai bine pentru Geronimo. A rezistat destul de mult încât să... A rezistat contra double gold unit, intră Imperial Camel acum. Și... Da... Are și armura pe skirmisher acum. Tot full upgrades, cred. Da. Nu știu dacă are, dacă are tech-ul de Indian, sunt curios dacă l-a dat. Nu, nu a dat Sultans. Suntem situația la gol pentru Geronimo. Mai, mai e un gol de aici în stânga, nu l-a luat nimeni. Și în bază. Ah, ok. Geronimo e pe un extra gold aici. Și cam gata. Se cam duce goldul. 1600 în bancă pentru Geronimo. Alex nu prea mai are nimic. Cavalier contra Imperial Camel. No. Din nou aceeași poziție pentru Geronimo. Traps pe... Traps pe castel. Vedem fight-ul. Da. Focus fire la, la skirmisher pe...
Pe camera largă ia cu cămilele pe Nice și easy fight. Da, a pierdut tot Alex acolo, GG. Nu mai are ce să mai fac Alex. Da, foarte bine jucat de la amândoi. A scăzut ceva, Geron? 1300. Mă rog, 1335. Bun, de scor final 2-1 Geronimo. Grosul Vlad la ora 21. Mai sunt 20 de minute. Ok, hai că iau și o pauză de 10 minute și revin cu Grosul vs. Vlad. Ok, meni, bagă-te la treaba cu Tarkov. Da. Revin. Ne auzim în câteva minute. Salut!